începem activitatea parlamentară în legislatura 2020-2024. În prima zi a noului Parlament, unii senatori și deputați au ignorat total regulile de protecție sanitară, au luat cu asalt bufetul Senatului, s-au înghesuit la mese, deși ei interzis acest lucru. Iar, evident, pentru a se putea auzi mai bine, și-au dat jos și măștile, de parcă întotdeauna regulile sunt doar pentru alții. Pentru ca tabloul să fie complet, unii parlamentari ai AUR s-au afișat ostentativ fără măști, inclusiv în timpul ședinței de plen. Priviți! Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, și-a început ziua la bufetul Senatului, alături de câțiva colegi, patru la o masă și niciunul cu mască, deși teoretic este interzis să te așezi, doar cumperi și pleci. La vederea noastră, toți au pus mâna pe sticlele cu apă, motivul perfect pentru a justifica lipsa măștii. De la Digi24 vă deranjăm. Patru sunteți la o masă, fără mască. Când bem apă. Aveți apă acum. Stați aici de multe minute, să știți, am trecut de mai multe ori pe lângă dumneavoastră, nu purtați mască, bufetul e deschis, că n-am înțeles. Bufetul? Adică se poate sta aici să serviți ceva? Păi nu, nu este închis. Se poate bea apă dacă ai o problemă sau dacă ți se de, trebuie să bei apă. Stați la masă, la bufet, patru inci? Păi nu știu că nu este închis. Ne-am așezat să bem apă. Nu este închis. Și masca? Eu cred că și dumneavoastră o să beți apă din putin. Masca, vă întreb domnul meu. După ce beau apă, por mască. Barmanul ridică din numeri. Vede că legea nu este respectată, însă nu îndrăznește să le atragă atenția distinșilor parlamentari. Bufetul este deschis, se poate sta la masă? După cum vede, sunt anunțuri pe masă. Vă rog frumos, filmați-le pe acest. Acolo aveți patru domni care stau la masă și fără mască. Nu știu. Sunt chiar în fața dumneavoastră. Am fost ocupat și nu i-am văzut. Le-ați atras măcar atenția că nu se poate. Fiecare masă are un anunț pe care scrie că accesul este restricționat. Deci domnul încarcă regula. Nu este punctul, nu pot să decid eu acest lucru. E spațiu dumneavoastră, domnul meu. Da. Pare rău. Îi lăsăm să își bea în liniște cafeaua și mergem la centrul unde noi deputații își ridică mandatele. Spațiul este încălzit cu 6 radiatoare puternice. Din lipsă de activitate, 2 domnișoare din staff, ambele fără măști, își fac poze. Ba una dintre ele a găsit o întrebuințare originală pentru mască. O folosește drept elastic pentru păr. Ușor plictisită, își desface părul și îl aranjează. O colegă se apropie și îi atrage atenția că este filmată. Domnișoara își pune masca pe față și îi aruncă una discret și prietenei care i-a făcut fotografia. Auziți? Masca? V-a dat o colegă acum? Nu, am făcut o poză. Purtați-o, că e periculos. Și pentru dumneavoastră. Încep ședințele de plen. La deputați, distanțarea fizică pare a fi o noțiune necunoscută. După ce s-au înghesuit la semnarea condicii, aleșii s-au așezat și câte doi în bancă, umăr lângă umăr. La Senat, Diana Șoșoacă de la AUR s-a afișat ostentativ fără mască, atât în plen, cât și la declarațiile de presă. Puneți în pericol pe toți oamenii din jur, din fața dumneavoastră? Ar trebui ar trebui să purtați dumneavoastră mască, doamne, nu, că nu știu dacă... E o lege care ne obligă pe toți. Se face ora prânzului. Ne întoarcem la bufetul Senatului, unde nu se mai respectă nicio regulă. Toate mesele sunt ocupate și pare că nimeni nu este deranjat de asta. Dar puteți folosi acest bufet să stați aici, să mâncați? În toată țara este interzis, sau în tot București, e interzis să stai într-un restaurant să mănânci. Îmi cer scuze, n-am știut detaliile. Și astăzi a fost doar prima zi a noului Parlament.